Bună seara, dragii mei scorpioni! Bine v-am regăsit la o etalare cu titlul Mă potrivesc cu persoana la care mă gândesc. Sau, altfel spus, cu cine mă potrivesc? Poate sunteți singuri și poate vreți să aflați cu cine vă potriviți, ca semne zodiacale, ca descrieri fizice. În sfârșit o să avem și întrebări ale persoanei dumneavoastră, dacă este cazul să rămâneți sau nu cu această ființă. Haideți să vedem deci ce putem să aflăm. Dacă vreți, simțiți nevoia, bineînțeles, puteți să vă gândiți la o anume persoană dacă vă gândiți. Dacă nu, relaxați-vă și bucurați-vă de călătorie. Poate aflați niște vești interesante în această seară din punct de vedere al planului afectiv relațional. Pentru scorpioni, imediat, haideți să vedem, dați-mi un picuț de răgaz să extrag aceste cărți, pentru că, așa cum am spus și la celelalte zodii, îmi place foarte tare să se extragă ele pentru a avea o claritate și mai mare a mesajelor. Mulțumesc! Îmi doresc că 3 mesaje, dacă s-ar putea. Au ieșit 4, nicio problemă. Cred că scorpionii sau persoanele, de fapt, la care vă gândiți mai mult, cred că, decât voi, se gândesc la a scrie un nou capitol în viața lor. Posibil ca voi și această persoană să vă fi certat destul de tare. Această carte înseamnă bătălie, înseamnă ceartă, înseamnă disensiune, care posibil să se fi finalizat cu un blocaj. Acum, cred că la nivel de intuiție, dacă vă gândiți la o persoană care se află într-un trio, s-ar putea ca această persoană să nu se înțeleagă foarte tare cu persoana cu care este și există șansele unei disensiuni aici, unor reproșuri, unor lucruri spuse la furie, la mânie. Mânie, neiertare și dorința persoanei voastre să scrie un nou capitol din viața lui sau din viața ei. Zona abdominală, zona organelor genitale destul de afectate sau poate că există acolo un dezechilibru. Poate că relația voastră nu a fost condusă către un nivel următor și aici mă refer și la a avea relații intime cu această persoană. Dacă este vorba despre voi și neplăcerile unor discuții, eu zic că există trecerea la un nou capitol cu vindecare. Adică cred că puteți să treceți peste acest blocaj, peste această ceartă. Ceva acolo nu a mers foarte bine între voi doi și acum vorbim despre o persoană din trecutul vostru. Nici nu contează dacă v-ați certat recent, dacă v-ați certat acum multă vreme. Vă scrieți sau vă va scrie. S-ar putea să fie o persoană cu ochii negri, șatene sau poate grizonate. Cred că aici voi doi parcă ați fi din alte lumi, parcă ați fi veniți pe pământ să învățați o lecție și cred că o lecție a stăpânirii de sine. Voi sunteți ca doi luptători, ca doi warrior, ca doi soldați. Cred că amândoi este destul de încăpățânați, vă susțineți foarte, foarte mult convingerile și cred că întotdeauna considerați că ambii aveți dreptate. De unde și neputința de a rămâne foarte mult în relație. Sunteți competitivi, foarte competitivi uneori. Fiecare crede că are dreptate. Și el pe de-o parte, ea pe cealaltă parte. Și amândoi vă susțineți foarte mult punctul de vedere, pentru că amândoi sunteți două pietre tari, sunteți foarte puternici, foarte determinați. Cred că una
dintre lecțiile pe care cred că scorpionii ar trebui să le învețe sau este oportun să le învețe, dar și cealaltă persoană, voi doi de fapt ca și cuplu, ar fi oportun să învățați această lecție a flexibilității, a maleabilității, a istețimii de a tăcea acolo unde celălalt încearcă să susțină convingerile și invers, pentru că și viceversa este valabil. Adică voi doi sunteți într-o relație karmică, este evident că s-a plâns foarte mult, nu puteți nici fără altul, nu puteți nici unul fără altul, dar nici împreună nu puteți, adică și când sunteți împreună ies scântei și când nu sunteți împreună gând în gând, cum vă întâlniți, iară vă blocați. Adică există această extenuare în relație. Poate să fie scorpion cu scorpion, scorpion cu urac, scorpion cu berbec, scorpion cu săgetător, scorpion cu capricorn, cu leu, de asemenea, dar și scorpion cu balanță. Sunt niște măști. Încă și lecția sincerității, la fel, mai ales din punct de vedere al partenerei. Legea sincerității. Vă ascundeți după deget. Vă puneți niște măști. Energia masculină este gata să spună, să pronunțe, să vă facă o declarație scrisă. Deci cineva vrea să scrie o declarație. Și gemeni, cred că avem aici, da, și gemeni, pentru a cădea de acord să mergeți la un nivel superior sau, mă rog, să duceți relația aceasta la un alt nivel. Și pentru acest lucru este nevoie de a se semna, a fi semnate niște acte. Acum, orică această persoană vă scrie, orică dumneavoastră scrieți acestei persoane, ceva care vă va uni într-o discuție. Parcă sunteți față în față să puneți cărțile pe masă. Parcă vă doriți foarte mult să veniți cu argumente, contraargumente. Are dreptate, cine are dreptate? Foarte multe discuții, dar aceste discuții ulterioare or să vă conducă către o nouă etapă în viața dumneavoastră împreună. Pentru că voi sunteți pe aceeași vibrație, sunteți pe aceeași lungime de undă, doar că vă desparte foarte tare încăpățânarea. Și dacă sunteți suflete bătrâne, dacă considerați că rezonați cu această idee de reîncarnări, nu sunteți nici pe departe la primele. Adică sunteți suflete bătrâne care nu... Parcă nu mai au răbdare să discute sau cred că n-ați avut răbdare să discutați foarte mult vis-a-vis de ceea ce simțiți. A spus posibil mai presus pragmatismul, cred. Pragmatismul decât emoția și sentimentele. Văd și persoane brunețele cu ochii închiși, de asemenea, mă rog, persoane... blonduțe. Cred că nu ați avut relații intime sau dacă le-ați avut, au fost așa de o noapte și apoi gata, s-a terminat totul. Mă gândeam acum și la niște inițiale pe care tot îmi sar în ochi foarte mult. M, de asemenea, 4, dublu L pentru în unele cazuri. Și zodia vărsătorului, dacă am amintit-o. O luna 12-a extrem de importantă, poate că luna 12-a cineva a luat o hotărâre tranșantă în urma unei disensiuni cu această persoană. Voi doi sunteți sortiți cumva să fiți împreună sau să vă mai întâlniți, să discutați pentru faptul că fără a mă repeta, în ciuda acestor fir puternice și competitive, ar trebui să găsiți în voi
de fapt ceea ce vă unește, pentru că voi nu v-ați găsit calea unul către celălalt, pentru că fiecare, ba nu, eu am dreptate, eu am avut dreptate, fiecare pe partea lui, eu știu ce simt, el nu știe ce simte, sau invers, ea nu știe ce simte. Deci nu cred că v-ați găsit calea, nu cred că comunicarea s-a produs așa cum trebuie să se producă. Iar soluția salvatoare pe voi este o lună de miere în... eu știu, poate că ați fost căsătorii sau poate că ați divorțat sau poate că vreți să vă recăsătoriți sau poate că este cazul să aveți o întâlnire în urma căreia lucrurile ar trebui să se așeze. Dar aveți nevoie de a lua o pauză din această luptă, vedeți, pe care o conduceți, pe care o duceți. Aveți nevoie să, sau asta ar fi soluția salvatoare, să fugiți în lume, nu știu, în lume, să vă întâlniți, să uitați de această luptă, de aceste diferențe și să apreciați clipa voastră, perechea voastră, să învățați să fiți o pereche, să învățați să fiți pe aceeași lungime de undă. Pentru că aici voi sunteți într-o relație karmică. Voi învățați unul de la celălalt, sunteți aduși împreună pentru a învăța niște lecții. Iar dacă voi greșiți repetitiv, chiar dacă sunteți cu această persoană, chiar dacă posibil să întâlniți o altă persoană, practic vor fi aceleași lucruri, veți trece prin aceleași lucruri. Aceleași lupte, la fel de competitiv, la fel, la fel, la fel. Adică până nu apreciați, de fapt, relația asta, cuplul vostru, și unul și celălalt, veți merge așa, a la lung, poate vă mai reîncarnați de vreo 3-4 ori până să învățați lecția. Deci cea mai bună soluție este să uitați de această luptă acerbă și să trăiți pasiunea, pur și simplu, așa cum este ea, cum a venit de la divinitate. Ce întrebări își pune această persoană vis-a-vis de voi? Cât să mai creez acest spațiu între noi? Că poate dumneavoastră i-a spus că aveți nevoie de timp, aveți nevoie de spațiu, sau poate că această persoană v-a spus că are nevoie de timp și de spațiu, dar se întreabă oare cât mai durează această pauză, acest timp, oare când se întâmplă să fim din nou împreună? În loc să ne gândim la ce ar trebui să facem, ar fi cazul să nu ne mai gândim, ci să ne vedem, știți? Adică să concretizăm. Și cred că energia masculină face acest prim pas, pentru că tot v-ați așteptat, tot ați lăsat să fie pauza, ați creat spațiu, timpul, ați dat voie ca cealaltă persoană să respire, în sfârșit. Dar până când? Asta este întrebarea acestei persoane. Adică mai durează sau îi mai las spațiu, las să facă primul pas sau o las să mai facă primul pas, adică voi? Este adevărat, lasă spațiul până când dumneavoastră veți fi convinși sau convinse că vă doriți această relație. Alminteri, vă certați, iar nu vă mai, iar vă împăcați, iar vă blocați, iar vă deblocați, iar trece un timp, iar vorbiți, iar poate consumați relația o seară, iar plecați, iar nu mai vorbiți 3 luni. Și așa va fi, v-am zis. Există o nevoie de a detoxifia, dacă vreți, această relație și a vorbi clar despre ceea ce vă doriți unul cu celălalt. Deci la voi comunicarea joacă un rol important și asta își dorește această ființă. Adică întrebările către voi se duc într-acolo încât să aveți ceva concret, să știți ceva concret. Pentru că la voi în momentul de față este o harababură din cauza mândriei exacerbate. Haideți să vedem dacă sunteți sortiți să fiți împreună. Dar v-am zis, există această vindecare și trecerea la un nou capitol în viața dumneavoastră după această discuție și după ar fi bine să vă luați o vacanță sau o vacanță, măcar o întâlnire în care să vă bucurați de moment, de cum sunteți voi. Perfect timing și la voi, deci cu siguranță vă veți întâlni și lucrurile se vor întâmpla exact atunci când trebuie să se întâmple. Trecerea la nivelul următor se va întâmpla clar când Universul consideră că cei doi copii
care se ceartă și se ciondănesc, ajungă suficient de maturi încât să fie împreună. Până atunci, îi mai lasă să se mai ciufulească, să se mai ciondănească, să mai, eu știu, până în momentul în care... Și practic nu faceți altceva decât să lungiți momentul. Și să pierdeți, de fapt, clipe frumoase din această relație. De asta zic că până când Universul consideră că sunteți suficienți de maturi, atunci veți avea o relație până la sfârșit. Ideea este că voi doi sunteți sortiți să fiți împreună, să rămâneți împreună și din punct de vedere al vieților următoare, dacă vreți. Adică voi veniți cumva de peste alte vieți. Vă cunoașteți de mult. Și cred că este o lecție pe care ați condus-o așa prin mai multe vieți și vedeți că ați ajuns și acum, în acest timp, să repetați aceleași posibile greșeli pe care le-ați repetat, pe care le-ați făcut și în viețile anterioare. Cam atât, dragii mei scorpioni. Vă mulțumesc pentru atenție. Mă bucur că ne-am revăzut la ceas de seară. Sper că sunteți în regulă. Mulțumesc foarte mult pentru persoanele care mulțumesc persoanelor care mi-au dat mesaje astăzi. Doamne ajută, să aveți o seară binecuvântată, noapte bună și ne revedem mâine cu etalări și mai interesante, cu foarte multe surprize. Vă țin la curent, numai bine. Vă pup, la revedere, numai bine.